Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Nu e nevoie să înțelegi lucrurile ca să te cerți pentru ele, spunea Pierre Beaumarchais. Iată o afirmație care descrie cu ironie o realitate delicată. Ea ne atrage atenția că ne certăm cel mai mult pentru lucrurile pe care le înțelegem cel mai puțin. Printr-o alchimie nefericită, confuzia și aproximația ne fac mult mai vehemenți decât limpezimea și precizia. Suntem gata să ne apărăm ideile în cel mai josnic mod atunci când le înțelegem cel mai puțin. Refuzăm visceral să ne ascultăm semenii pentru că ne temem să nu aibă dreptate. Și iată-ne prinși în acest vârtej al disputei gratuite, al cuvintelor grele care o trăvesc. Ne dorim apoi să le reparăm, dar amintirile nu se pot șterge, iar ecoul lor se face auzit încă departe. Am face mai bine să ne gândim dinainte la consecințe și să încercăm să înțelegem înainte de a ne pronunța. Nu orice subiect merită orice discuție, așa cum nu orice analiză merită orice expunere. Mare parte din gălăgia din jur ar putea fi eradicată printr-o prudență mai bine cultivată. Nu puține tensiuni ar fi evitate dacă am avea luciditatea clipei și am cântări mai bine lucrurile.